Citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 21, începând cu versetul 15 și până la versetul 25, pagina 1054 în Scriptură. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, începând cu versetul 15. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru, Simone fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui mă iubești? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vină după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Isus, acela care la cină se rezămase pe peptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat de la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adevărește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care dacă s-ar fi scris cu deamăruntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Amin. Vă vi să ocupați locurile. <coughs> Frații și surori, cred că stau și în această dimineață în fața unor oameni care în anumite împrejurări de viață au avut nevoie disperată ca Dumnezeu să le vorbească. Și poate chiar Dumnezeu a vorbit. Și poate a vorbit Dumnezeu nu cum ne-am gândit noi sau am, am încercat noi să, să creăm un anumit scenariu, ci Dumnezeu a vorbit cum a vrut El. Și cuvântul pe care Dumnezeu l-a îndreptat spre noi a fost cu adevărat o vindecare sau o tămăduire pentru viețile noastre, pentru sufletele noastre. Când am citit pasajul acesta din scriptură, în zilele acestea, am simțit că Dumnezeu, într-un mod special, îmi vorbește. Și a fost pentru mine, pentru viața mea, pentru perioada aceasta de timp, o adevărată vindecare sufletească. Și mă rog lui. Dumnezeu ca în această dimineață, Dumnezeu să vorbească unora care se află în circunstanțe, poate în viață. Dumnezeu să le vorbească și Dumnezeu să le aducă vindecare sufletească. Vechiul Testament este experiența unei femei care, cel puțin relatarea Scripturilor, spune despre două momente în care Dumnezeu a venit să-i vorbească. Într-o anumită circunstanță, necăjită de felul în care Sara se purtea cu ea, gara pleca de acasă și a ajuns în pustiu. Și în pustiul acela Dumnezeu începe să-i vorbească. Ce faci tu aici, Agar? Agar a zis fug. Știți ce spune Scriptura că a făcut Agar în momentul acela când Dumnezeu i-a vorbit? Spune Sfânta Scriptură așa: Agar a pus numele Domnului care i-a vorbit, Dumnezeul care mă vede. Și a avut experiența asta cu Dumnezeu să recunoască că are în cer un Dumnezeu care vede. Vede starea de viață, suferința, faptul că ea se duce și este într-o continuă alergare să fugă de stăpâna ei A doua experiență pe care Agar o are cu Dumnezeu este atunci când cu copilul este izgonită de acasă. Și aruncă undeva copilul, s-a terminat apă din burdu, s-a terminat pâinea pe care a pus-o în traistă, aruncă copilul undeva sub un tufiș, începe copilul să plângă și Dumnezeu vorbește. Spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu a auzit glasul copilului și a început din nou să vorbească. Și femeia asta are experiența cu Dumnezeul care vede, Dumnezeul care aude și Dumnezeul care vorbește. Mă vreau să vă întreb. Dumneavoastră cei care mă ascultați în această dimineață, aveți această credință că Dumnezeu vă vede în situația complicată prin care poate treceți în viață? Credeți asta? Credeți că Dumnezeu aude plânsul, aude rugăciunea, aude strigătul, aude suferința pe care o, o prindeți în suspinurile dumneavoastră? Credeți că Dumnezeu aude? Dar mai credeți că Dumnezeul acesta care vede, Dumnezeul acesta care aude, este Dumnezeul care se poate îndrepta spre dumneavoastră să vă vorbească? Credeți lucrul acesta? Vă mă rog domnului să facă Dumnezeul lucrul acesta și astăzi. Când suntem aici în adunare la sărbătoare, Dumnezeu să ne vorbească. Dragii mei, poate ați observat că noi avem uneori tendința să ne comparăm cu alții. Vi s-a întâmplat să vă comparați cu alții? Uneori ne comparăm performanțele noastre cu alții, implicarea noastră, realizările noastre, dragii mei. Și comparându-ne performanțele, implicarea, realizările, s-ar putea să ni se pară că ieșim foarte bine. Suntem deasupra lor. Știți, Marta era. Domnul Iisus a făcut o vizită în casa Martei și Marie, și Marta era foarte ocupată pe la gospodărie, pe la bucătărie. Maria stătea undeva la picioarele Domnului și asculta. Și Maria, Marta s-a comparat cu Maria. Și a zis, Marta, învățătorule, nu-ți pasă că Maria nu mă ajută, eu sunt implicată, eu sunt, sunt activă, eu alerg, fac treabă dintr-o parte în alta. Maria nu face nimic. Asta a fost concluzia ei. Sau care s care s-a dus la templu și avea lângă el un vame și a zis, îți mulțumesc că nu sca ca ceilalți oameni. Nu sunt ceilalți oameni. Eu postez de doua zecioală și s-ar putea atunci când ne comparăm din perspectiva asta să ne separă că suntem grozavi. Numai că uneori ne comparăm, dragii mei, experiențele noastre de viață cu experiențele altora. Durerile noastre cu durerile altora. Falimentele noastre spirituale cu falimentele altora. Vi s-a întâmplat să vă comparați, dragii mei, necazurile pe care le aveți noastre cu necazurile altora, să spuneți: Necazul meu e mai mare ca lui. Vi s-a întâmplat? Durerea mea, suferința pe care o am, experiența negativă prin care trec în familia mea este mai dureroasă decât a celorlalți din biserică. Și suntem în aceeași biserică. Ce vă vine să faceți atunci când, comparându-vă din această perspectivă cu alții, ajungeți la concluzia că aveți o durere mai mare decât alții? Avem același tată în cer, același Dumnezeu puternic. Și eu trec prin valea plângerii de foarte multă vreme și altul este tot la pășun verzi și la pe de odihnă. Dumnezeule, suntem în aceeași biserică. Ce vă vine să faceți? Zicea un om în Vechiul Testament, tu ești prea drept, Doamne, să mă cert cu tine. Dar aproape că vine Dumnezeule să mă cert cu tine. De ce propășește calea celor răi? De ce toți mișeii trăiesc în pace, zicea Ieremia în capitolul 12? Pentru că aproape că ne vine să ne certăm cu Dumnezeu. Da? Spun asta pentru că în această dimineață am citit cuvântul acesta lui Dumnezeu când Domnul Iisus Hristos stă în fața lui Petru și spune lui Petru cam așa, Petre, ai avut o perioadă în viață când a fost într-un fel, ai făcut ce ai vrut, vei ajunge să, îmbăt să îmbătrânești. Alții te vor duce unde nu vei vrea să te duci, alții te vor încinge și spune Sfânta Scriptură, spunea Domnul lucrul acesta despre moartea cu care Petru o să proslăvească pe Dumnezeu. Adică, Petre, o să ai moarte de martir. E surăzătoare ideea asta. Ce ziceți? Să vină Domnul Iisus Hristos și să-ți spună, că tu o să îmbătrânești la îmbătrânețe nu o să mai faci ce vrei alții o să te ducă unde nu vei voi și o să mori ca martir și atunci Petru se uită la Ioan și compară traseul acesta drumul acesta pe care îl prezice domnul cu Ioan și zice învățătorule, dar cu ăsta ce va fi? va fi? va merge altfel pe drum? va muri și el de moarte de martir sau va fi altfel viața lui? Și dragii mei, vreau să vă spun că Ioan a fost singurul dintre ucenici care a murit de moarte naturală, de bătrânețe. Și atunci Petru zice, Doamne, eu mă duc să mor așa și ăsta, același slujitor ca și mine, făcând parte din aceeași echipă, dacă vreți, din aceeași biserică, de ce eu să mor și el să trăiască până la bătrânețe? Și învățăm de aici, dragii mei, că fiecare dintre noi avem Drumul nostru în viață, suferințele noastre, lucrurile particulare, le am eu și nu le are altcineva. Uitați-vă, dumneavoastră, în comunitatea asta mare de oameni. Unii suferă de una și noi n-am suferit de asta. Altul are falimentul pe care eu nu l-am avut. Suntem în aceeași biserică. Avem pe Dumnezeu ca Tată, toți. De ce unul, într-un fel? Și altul altfel. Am eu drumul meu particular în viață. Și aveți dumneavoastră drumul particular în viață. Și când mă compar cu celălalt și zic, Dumnezeule, El de ce nu are suferința mea? El de ce nu are experiența mea negativă? El de ce nu are durerile mele? El de ce nu se duce uh, prin aceleași încercări, prin aceeași vale a plângerii ca mine? Dumnezeule! Pentru că drumul ăsta e pentru tine. Și drumul ăla este pentru el. Și vreau în această dimineață, dragii mei, să predic despre gestionarea particularităților vieții creștine. Adică acele lucruri care sunt ale mele, încercările mele, suferințele mele, durerile mele, bolile mele, falimentele mele, dragii mei, sunt ale mele. Cum le gestionez când sunt ispitit să mă compar cu altul de lângă mine care îi la pășun ver și la ape de odihnă? Cum le gestionez? Ce fac? Deci, mai primul lucru pe care vreau să spun în această dimineață este că trebuie să menținem o motivație spirituală corectă. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată în viață, oameni care veniți de multă vreme în locul acesta la Biserică, dacă v-ați întrebat de multe ori în viață, eu, de fapt, de ce-l urmez pe Domnul? Sunt în biserica asta de zeci de ani. Particip la slujbe, cânt în cor, fac ceva în biserica asta sau nu fac nimic. Dar cel puțin în comunitatea în care trăiesc, sunt cunoscut ca un urmaș al Domnului Isus Hristos. De ce îl urmesc pe Domnul? Care e motivația mea? Știți că au fost oameni care l-au urmat pe Domnul pentru beneficii imediate. Adică să facă ceva Domnul pentru el. Să-i rezolve problema. Să-i suplinească nevoia. Să-i împlinească o dorință. Și, dragii mei, motivația cu care unii mergeau după Domnul era asta. Ceva beneficii imediate de la Domnul. Și, dragii mei, vreau să vă spun că uneori Dumnezeu ne dă beneficii imediate. Slăviți să fie numele Domnului. Deci, Domnul Iisus Hristos că te ne de la cei care veneau după El. Voi mă, mă urmați nu pentru că ați văzut semne și minuni, ci pentru că ați mâncat din pâine era. V-ați săturat. Ați avut beneficii imediate. De asta veniți după mine. Sau alții, dragii mei, îl urmează pe Domnul sau l-au urmat pe Domnul atunci din cauza că erau încântați de învățătura Domnului. Nimeni n-a vorbit ca omul ăsta. Zice Domnul către, către ucenici, către cei din către cei 12, ce voi nu vă duceți când tot ceilalți s a dus. A zis, pentru unde să ne ducem? Că la tine sunt cuvintele vieții veșnice. Și vreau să vă spun, dragii mei, că în zilele noastre sunt oameni, așa cum prevestea prin Duhul lui Dumnezeu Apostolul Pavel, oameni care sunt încântați de anumite învățături. Îi gândilă frumos la ureche. Și vin la biserică foarte mulți pentru că sunt încântați de o anumită predică. Alții îl urmează pe Domnul Iisus Hristos pentru beneficii viitoare cândva, undeva, într-o circunstanță de viață sau poate în veșnicie, Dumnezeu ne va face ceva. Ziceau ucenicii, uh, unul să stea la dreapta, altul să stea la stânga. Sau o anumită poziție în împărăția care vine. Sau care va fi cel mai mare după ce pleacă Domnul. Adică ceva beneficii în viitor. Și acum Domnul stă de vorbă cu Petru. Și știți ce spune lui Petru, dragii Motivația corectă ca tu să fii după mine este să mă iubești. Mă iubești mai mult decât aceștia. Mă iubești, Simone. Mă iubești, în zicea treoară. Pentru că adevărata motivație care trebuie să existe în ființa noastră, pentru ca să-L urmăm pe Domnul, dragii mei, nu sunt beneficiile. Ele vin slăviți să fie în numele Domnului. Dar motivația este să-L iubesc pe El. Și, dragii mei, iubirea mea față de Domnul este răspuns la iubirea Lui pentru mine. Că El m-a iubit întâi. El, dragii mei, în iubirea Lui desăvârșită pentru mine, eu spun pentru mine, fiecare să spuneți pentru noastră, a venit din cerul lumea noastră, a lăsat slava și a acceptat să fie atârnat pe cruce. Eu îi răspund lui iubindul pentru că el m-a iubit întâi. Și ascultați-mă, iubirea pentru Domnul și iubirea pentru Dumnezeu este ceea ce ne face pe noi diferiți de alții. Știți, în noaptea aceea când erau împreună ucenicii la masă și Domnul a spus că unul o să-l vândă, Petru a zis, nu, chiar dacă toți te părăsesc. Eu nu sunt ei. Eu sunt diferit de ei. Văzătorule, chiar dacă toți o să te părăsească, eu sunt așa de diferit de ei, de mă duc cu tine și la moarte. Și acum îi spune domnul Petre, n-ai fost diferit de ei. Cum au făcut ei, ai făcut și tu. Chiar mai grav decât ei. Ei cel puțin s-au împrăștiat. Dar tu ai mers cu, cu asta atât de departe încât de trei ori ai zis că nu mă cunoști. Petre, ce te face diferit nu este îndrăsneala ta, nu este curajul tău, este iubirea ta pentru mine. Asta te face diferit. Deci, dragii mei, atunci când mă duc pe drumul meu particular în viață, când experimentez în viața aceasta încercări și dureri pe care alții nu le au din aceeași biserică, le gestionez, dragii mei, stând în legătură cu Dumnezeu, menținându-mi această motivație corectă, continui să-L iubesc pe Domnul. Chiar dacă nu sunt la pășun verzi, nu sunt la ape de Odihnă, sunt în vremuri întunecate, sunt prin valea plângerii, în valea umbei morții, chiar dacă sunt acolo, am această motivație, îl iubesc pe Domnul. În al doilea rând, al doilea lucru pe care trebuie să-l avem în vedere atunci când ne gândim la particularitățile vieții noastre creștine este că trebuie să acceptăm voința suverană a lui Dumnezeu. Zice Petru aici, dar cu acesta ce va fi? Și asculta ce zice Domnul. Dacă eu vreau să rămână până la venirea mea, ce-ți pasă ție? Adică, Petre, să știi că asta ține de ce vreau eu. Dacă eu vreau ca El să nu moară ca martir, e pentru că vreau eu. Dacă tu vei muri ca martir, este pentru că vreau și îngădu eu. Nu știu dacă pricepeți, dragii mei, că aici este implicată voința suverană a lui Dumnezeu. Spune în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 12, că uh, I Irod l-a omorât pe Iacov uh, cu sabia. Spune lucrul acesta acolo. Și văzând Irod că place asta norodului, l-a prins pe Petru și l-a pus în temniță. Și urma a doua zi să facă același lucru, să facă spectacol în fața noroadelor, că place. Și în noaptea aceea, Dumnezeu îl eliberează într-un chimer acolo pe Petru. Și acum întrebarea este următoarea. Dumnezeul suveran îl eliberează pe Petru. Și Iacov este omorât de către Irod, a fost Dumnezeu mai puțin suveran când i-a tăiat Irod capul lui Iacov? Ce ziceți? Sau a fost suveran când a eliberat pe Petru și suveran când Iacov a murit de mâna lui Irod? A fost suveran sau nu a fost, dragii mei? Dragii mei, nouă ne vine foarte greu, ascultați-mă, să acceptăm că Dumnezeu se implică suveran în viețile noastre. Noi ne vedem pe noi luând decizii. Îi vedem pe ceilalți implicați în relație cu noi. Vedem cum se derulează evenimentele. Unde-i Dumnezeu? Că nu-l vedem făcând nimic, zicem noi. Că noi luăm decizii, alții se raportează într-un anumit fel la noi, evenimentele se derulează unele după altele. Unde-i Dumnezeu? Dragii mei, Dumnezeu este suveran și când ne lasă în voia minții noastre blestemate, Dumnezeu este suveran, știți asta? Și atunci, tot Dumnezeu ne-a lăsat. Atunci când, dragii mei, mă uit la lucrurile particulare din viața mea, la greutățile pe care le am eu și altul, nu le are, trebuie să accept că Dumnezeu este suveran și controlează toate lucrurile. Nu știu dacă m-ați auzit. Controlează toate lucrurile. Spune Sfânta Scriptură în Cartea Estera că tânăra asta iudeică a ajuns într-un context, într-un anumit context de împreună, a ajuns, în ajuns împărăteasă. E adevărat, dragii mei? A fost Dumnezeu pe acolo sau nu a fost? Aparent a fost un concurs de frumusețe. Că s-a supărat pe nevastă, consilierii au zis, auzi, două de o parte, și ați altă nevastă. Și a făcut împăratul un concurs de frumusețe și a picat la inimă Estera. Dai Dumnezeu pe acolo sau noi? Sau e o simplă întâmplare? Ce ziceți? Mai târziu, Mardoheu zice așa, cine știe dacă nu pentru vreme ca asta ai ajuns la împărăție? Și pentru a ajuns la împărăție. N-a fost întâmplare nu împăratul acela ales-o pe Estera doar pentru că așa a vrut el, că i-a plăcut Estera și atât. Dumnezeu era acolo, dragii mei, conducând lucrurile, controlând lucrurile, pentru ca Estera să ajungă la împărăție tocmai pentru momentul acela când s-a dat decretul acela ca toți iudeii să fie omorâți. Și Estera, condusă de suveranitatea lui Dumnezeu, a ajuns să-și salveze nemul. să să fie numele Domnului. În cartea Rus spune Sfânta Scriptură că după ce Rus se întoarce cu, cu Naomi din Moab, au venit cu mâinile goale. A fost foame de mare. A venit, a venit cu mâinile goale și într-o zi, Naomi zice că trebuie, au du te pe ogor și adună spice. Era după legea Vechiului Testament, mă rog, prevederea aceea ca să lase cei care se ceră să lase o parte neculeasă sau să adună după, după secerător alții săraci. Dute te și culege spice de pe ogor. Și s-a dus rut. Ascultați ce spune Biblia acolo. S-a întâmplat ca ogorul acela să fie a lui Boaz. Mă întrebare este, chiar s-a întâmplat? Chiar s-a întâmplat? Și mai spune Biblia așa. Boaz a venit de la Betleem să vadă secerătorii. Dar de ce tocmai în momentul acela? De ce nu cu o zi înainte? Chiar s-a întâmplat să vină Boaz în momentul acela? Și ascultați-mă, erau mulți săraci care adunau spice pe ogor. Dar Boaz și-a pus ochii pe tânăra asta și-a întrebat pe supraveghetor, cine e tânăra asta care strânge spice? Și supraveghetorul a zis, este o tânără care a venit cu, cu Naomi din din, 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 Moab. Știți finalul? Boaz se căsătorește curut. Este pe spița de neamalu. David și lui Isus. E întâmplare sau e suveran Dumnezeu? Frații mei, câți dintre noi vedem în lucruri care aparent sunt întâmplare, sunt evenimente care curg de la sine? Câți vedem că Dumnezeu controlează lucrurile, frații și surori? Câți? Când mă uit la particularitățile din viața mea, ce am eu în viața mea și altul nu are, și îmi pun întrebări: de ce Dumnezeu le? Ca să gestionez corect o asemenea situație particulară din viața mea, care nu se regăsește în viața altuia, dragii mei, trebuie să accept că Dumnezeu este suveran. Așa a vrut El. Pavel este prins, este pus pe corabie și dus spre Roma. Acum vreau să vă întreb, a fost întâmplare că Pavel ajunge la Roma în fața cezarului. Ce ziceți, este întâmplare? Când, Dumneze... Când, Domnul Iisus Hristos l-a trimis pe Anania să meargă la Saul din Tas, care în Damasc, să se roage pentru el, să-și capete vederea, să umple de Duhul Sfânt, spune Sfânta Scriptură că Anania s-a cam codit, că știa cine e Saul. Dar a zis Domnul Iisus Hristos așa, du e un vas pe care l-am ales să ducă numele meu înaintea neamurilor și înaintea împăraților. Și Pavel este prins să se împlinească ce a gândit Dumnezeu mai dinainte, să ducă Evanghelia înaintea împăraților. Dar aparent este simplă întâmplare. Nu, frații mei, Dumnezeu controlează lucrurile. Dar, dragii mei, când accept voința suverană a lui Dumnezeu, nu doar accept că Dumnezeu controlează lucrurile, accept că Dumnezeu, știu că vă vine greu să credeți, Dumnezeu, poate face ceva bun din ceva rău. Credeți asta? Fății mei, credeți? Din răul pe care îl experimentăm noi uneori, sub diferite forme, Dumnezeul acesta suveran, din răul acela care este, este necazul meu particular, nu-l are altcineva, Dumnezeul acesta poate scoate ceva bun. Și îl pe Dumnezeu pentru asta. Vedeți de ce mi-a vorbit Dumnezeu prin lucrul acesta într-un mod special și poate vorbește și dumneavoastră. Dumnezeu Sfânta Scriptură în Ioan capitolul 11 zice că Lazar, prietenul Domnului aș putea zice, fratele, lui, fratele Marie și Martei, s-a îmbolnăvit. Și au trimis femeile mesaj la Domnul să vină repede că Lazar e bolnav. Aveau această credință că dacă vine Domnul suficient de repede, o să-l vindece pe Lazar. Și spuneți dați acolo, Domnul a mai zăbovit două zile. Dar de ce a zăbovit? De ce nu a venit de îndată? Frate și surori, că repede așteptau femeile să vină Domnul. Știa, știau femeile că dacă vine repede Domnul, se poate întâmpla minunea asta, poate avea loc minunea asta, Lazar să fie vindecat. Și Domnul mai zăbovește două zile și în timpul ăsta Lazar se duce. Moare. Și zice Domnul că te uceni, haide să ne sculăm că Lazar, prietenul nostru, doarme. Și unul dintre ei a zis, dacă doarme, se va face bine se odihnește și se va face bine. Dar final zice Sfânta Scriptură acolo așa. Domnul le-a spus deslușit, Lazar a murit. Și ascultați. Și mă bucur că n-am fost acolo, ascultați binele din rău, pentru ca voi să credeți. Auziți? N-am fost acolo. A trebuit să treacă prin moarte pentru ca experiența asta să lucreze în voi credință. Din necazul acela care a fost în casa din Betania, voi care sunteți aici aproape de mine, să credeți că Isus are putere peste moarte. Este învierea și viața, slăvit să fie numele Domnului. Am lăsat să se întâmple asta, cu alte cuvinte. Pentru ca voi să credeți. Din ceva rău, să scot ceva bun. Vechiul Testament, știți cu toții uh, situația aceea teribilă prin care a trecut Iov. I s-au dus toate afacerile. I-au murit copiii. S-a îmbolnăvit. E dramatică experiența lui Iov, frați și surori. Este dramatică sau nu dramatică? Poate Dumnezeu scoate ceva bun. Din dramatismul acestei experiențe de viață, poate Dumnezeu să scoată ceva bun, dragii mei? Sau nu poate? Știți, în finalul cărții Iov, Iov recunoaște că în toată experiența asta a lui, relația lui cu Dumnezeu s-a îmbunătățit. S-a dezvoltat și a zis așa, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Dar acum Ochii mei te-au văzut. E complicat pentru noi să acceptăm, să credem, să fim convinși că Dumnezeu din ceva rău poate face ceva bun. Dar Dumnezeu face. S-ar putea să nu facă Dumnezeu dintr-un rău care ni se întâmplă, prin care trecem în viață, binele pe care noi l-am dorit. Dar Dumnezeu din răul acela poate să scoată binele pe care îl vrea Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu are scopul lui cu mine. Știți că Dumnezeu are un scop general cu noi toți. Vrea să ne facă asemenea chipului fiului său. Slăviți să fie numele Domnului. Dar Domnul are un scop particular cu fiecare dintre noi. Și Dumnezeu mă duce pe drumul pe care vrea El ca acest scop al lui să se împlinească în viața mea. S-ar putea să nu fie binele pe care îl gândesc eu. Dar este un bine pe care îl vrea Dumnezeu. Ca să mă modeleze Dumnezeu așa cum vrea El, să-și împlinească scopul pe care îl are El cu ființa mea. Dumnezeu să fie binecuvântat. Deci, dragii mei, atunci când gestionez situațiile acestea particulare de viață, trebuie să accept suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă să recunosc suveranitatea. El este suveran și când nu o recunosc. Ascultați-mă! Pune în cartea Estera, tot vă duc la cartea Estera în această dimineață, că împăratul Ahasveros într-o noapte n-a putut să doarmă. A fost o întâmplare? Și îți spune Sfânta Scriptură că a zis, aduceți-mi cartea aduce la minte, cartea cronicilor. Și a început să citească. Și cum au citit, tocmai din zona aceea unde schia cum Mardoheu a descoperit un complot împotriva împăratului și a pus împăratul întrebarea, s-a făcut ceva, a fost răsplătit Mardoheu cu ceva? Dar de ce tocmai atunci? Pentru că ieșise această poruncă, toți iudeii să fie omorâți și Dumnezeu suveran lucra în viața acestui împărat nelăsându-l să doarmă, chiar dacă împăratul acesta n-a recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu era acolo. Dar Dumnezeu așteaptă să recunoaștem că e suveran. I-a zis Daniel împăratului Nebucanențar, împărate, vei fi luat de pe tron, aruncat cu fiarele sălbatice, vei mânca iarba ca boi, roa cerului va fi peste tine, până când vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste toate lucrurile. Și spune Nebucanențar, așa s-a întâmplat. Și când a trecut vremea sorocită, mi-am ridicat ochii spre cer și am recunoscut că Dumnezeu este stăpân că el stăpânește și dăm părăția cui vrea el. Așteaptă Dumnezeu lucrul acesta. Vreau să vă mai spun încă un lucru, dar gemeși apoi să încheie. În al treilea rând, ca să gestionăm bine situațiile particulare din viața noastră, trebuie să acceptăm ca Dumnezeu să se glorifice cum vrea El. Spune Domnul Iisus Hristos aici așa, sau spune Evanghelistul de special a zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Păi, mei, fiecare dintre noi suntem chemați să-L glorificăm pe Dumnezeu, să-I slujim de laudă slavei lui Dumnezeu. Știți lucrul acesta? Și întrebarea pe care mi-o pun eu, dacă noi suntem vreodată preocupați, să ne punem întrebarea dacă Dumnezeu a fost cumva glorificat în viața mea sau nu a fost. Mi-a pus întrebarea asta. Cum eu știu că noi, noi ne vine foarte ușor să acceptăm că Dumnezeu este, este glorificat prin lucrări miraculoase. Și glorificat Dumnezeu. Când Petru și Ioan se duceau, se duceau la templu și era acolo logul acela, Petru a zis că el, la și din nu am, dar ce am îți dau numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală și umblă. Și dintr-o săritură a fost în picioare. Ei, printr-o asemenea lucrare, e glorificat Dumnezeu. Frate și surori, Dumnezeu e glorificat prin lucrări miraculoase. Sau este glorificat prin izbăviri miraculoase. Când Dumnezeu izbăvește pe cineva într-un chip miraculos, Dumnezeu este slăvit. Voi Sfânta Scriptură în Evanghelică, atunci când au adus oamenii aceia pe ologul acela, l-au lăsat în fața Domnului și a zis în final, scoală-te și umblă, dintr-o seritură a fost în picioare și omul s-a întors acasă slăvind pe Dumnezeu. Sau Dumnezeu poate fi glorificat prin succese spirituale. Cineva are succese în lucrarea lui Dumnezeu. Spune Cartea Faptele Apostolului despre Pavel că s-a întors din, dintr-o călătorie misionară, s-a dus la Ierusalim, s-a dus la Iacov, s-a donat prezbiterii și a spus Pavel tot ce a făcut Dumnezeu în misiunea asta, cât a fost el plecat, cum a lucrat Dumnezeu. Și toți l-au slăvit pe Dumnezeu, că a fost un asemenea succes în lucrare. Dar întrebarea este, dragii mei, câți dintre noi acceptăm că Dumnezeu poate fi glorificat în suferința sau chiar moartea noastră? spunea Domnul despre ce fel de moarte sau cu ce fel de moarte Petru va glorifica pe Dumnezeu, va proslăvi pe Dumnezeu. A, Dumnezeu poate fi glorificat în minuni, în izbăviri, în succese. dacă când trec prin suferință de luni de zile sau ani de zile? Sau poate chiar așa printr-o moarte năprasnică? Poate fi Dumnezeu glorificat? Ce ziceți? Vă vine greu să ziceți. Că, dragii mei, stăm acolo țintuiți la pat, ne ducem cu greu suferința, așteptăm izbăvirea și în mintea noastră e gândul acesta, Dumnezeu s-ar putea proslăvi prin vindecarea mea și mă ține Dumnezeu țintuit la pat. Poate Dumnezeu să fie glorificat în suferința aceea? Cu ce moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Va glorifica pe Dumnezeu. Deci, mei, suferința noastră, moartea noastră, uneori, uneori moartea noastră, să nu o luați general valabil, da? Poate să glorifice pe Dumnezeu atunci când este un act sau este expresia unui act de ascultare de Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură despre Domnul Iisus Hristos că s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce, ei vreau să vă întreb, a fost proslăvit Dumnezeu în suferința asta și în moartea Domnului Iisus Hristos? O să ziceți bine, asta -i a Domnului. Sigur. Dar spune, scrie Pavel Filipenul și zice așa, în toată curtea împărătească, și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt în lanțuri din pricina lui Hristos. Și cei mai mulți dintre frați au și mai mare îndrăsneală să vestească Evanghelia. Nu știu dacă pricepe de lucrul acesta. Această suferință. Este un act de ascultare pentru că Pavel a ajuns acolo în procesul ascultării de Dumnezeu și el știe să o interpreteze din punct de vedere spiritual. Nu este întâmplare că a fost pus în temniță, în curtea împărătească sau în, în zona aceea, dragii mei. Nu este întâmplare, e suveranitatea lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să se proslăvească în felul acesta. Zice Iosif în Vechiul Testament, sunt în fața fraților lui, nu trebuie să vă faceți griji, probleme, că m-ați vândut. Iosif interpretează suferința lui de ani de zile, dragii mei, din punct de vedere al voiei lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, atunci știe să-L glorifice pe Dumnezeu când interpretează suferința asta din această perspectivă. Zice Iosif așa, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Bine, dar frații lui l-au luat, frații lui l-au vândut, a ajuns în Egipt, a ajuns în pușcărie și zicea el, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă scap viața. Dă o interpretare spirituală, Dumnezeu este pe aici. Vrea Dumnezeu și îl glorifică pe Dumnezeu. Deci mei, suferința noastră poate să aibă, să îl glorifice pe Dumnezeu atunci când suferința asta noastră produce reacții potrivite. Știți că sunt oameni care în suferință îl blastămă pe Dumnezeu, știți asta? În jură. Spuneam într-o seară aici că sunt oameni care sunt dispuși sau gata să renunțe la viață din cauza suferinței. Am citit despre o tânără de, din țările astea nordice, unde eutanasia este acceptată legal, că a primit aprobarea să fie eutanasiată pentru că suferea de o depresie cronică. Renunță la viață! Reacțiile din suferința noastră, dragii mei, pot să fie glorificare la adresa lui Dumnezeu. Ce a făcut Iov când a trecut prin suferința aceea? L-a glorificat pe Dumnezeu sau nu l-a glorificat? A fost Dumnezeu glorificat sau nu în suferința aceea? Și a sfârșit hainele, s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat lui Dumnezeu și a zis Domnul este stăpân. Domnul a da, dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Vreau să mă opresc aici ca să trecem la împărtășirea cu trupul sângele Domnului. Dragii mei, în viața noastră de copil al lui Dumnezeu, avem drumul nostru pe care mergem. Petru a avut drumul lui, Ioan a avut drumul lui. Amândoi apostolii Domnului, ucenicii Domnului. Ioan n-a mers pe drumul pe care a mers Petru. Particularitățile vieții lui Petru au fost ale lui. Aleluia a fost, aleluia. Particularitățile vieții mele sunt ale mele. Și altul din biserică trece prin alte uh, circunstanțe decât trec eu. Pentru că vrea Dumnezeu pe acolo. Cum le gestionez? Dumnezeu să ne ajute să le gestionăm cum trebuie. Să-l iubim pe Domnul, indiferent de circumstanță. Să ne ajute Dumnezeu din cer să acceptăm că e suveran. Și când ne merge bine, și când ne merge rău să acceptăm să se glorifice Dumnezeu, dragii mei, chiar în suferințele noastre. Pentru că Dumnezeu poate să scoată ceva bun din ceva rău. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare acum și să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune, rugându-ne Domnului cu mulțumire pentru că în dimineața aceasta a venit aproape de noi să ne cerceteze și la rugăciune și la cântare, dar și să ne vorbească. Și Dumnezeu să ne echipeze cu credință mare, dragii mei. Atât de mare că să acceptăm că Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile din viața noastră. Și să stăm înainte Domnului rugându-L să ne pregătească inima și pentru împărtășirea asta. Poate în suferința noastră, în neîmplinirea noastră, dragii mei, am gândit, am reacționat cum n-a vrut Dumnezeu. Să ne ierte Dumnezeu de toate acestea și iertându-ne Dumnezeu să putem sta liberi la masa Domnului. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.